am fi greșit și nu am fi fost corect dacă nu am fi acordat și noi un spațiu pentru o discuție pe marginea acestei pedepse. Inculpații au primit această pedeapsă, urmare a faptelor ce le-au săvârșit în perioada 16, 15, 16, 17 în Timișoara, unde au fost morți, răniți, arestați, bătuți, molestați. Cei doi generali, dacă au scăpat, să spun, până acum de pedeapsă, chiar de un proces serios, în cei 10 ani aproape petrecuți, unii dintre, chiar amândoi, au avut și funcții imediat după Revoluție, unul ministru de interne, altul ministru apărării naționale. Deci foarte greu s-a ajuns să fie pedepsiți ei doi, să spunem așa. Ei au venit la Timișoara, după cum se știe, împreună cu o grupă de ofițeri superiori, generali, chiar procurorul adjunct Diaconescu era prezent la Timișoara aici, pentru a rezolva o situație de criză, considerată de criză atunci, la vremea aceea, de Partidul Comunist Român. Ce s-a petrecut este cunoscut, să spun. S-a tras de duminică, în jurul orei 16:30, dacă rețin exact. Am văzut, auzit o înregistrare, am văzut la televizor și auzit o înregistrare în care Coman îi raporta lui Ceaușescu: deja se trage. Cred că am reținut bine cuvintele. Deja se trage. Cine erau cei care au comandat ordinul? Până acum au fost condamnați doar șefii securității, șeful miliției, șef Coman din partea partidului. Din partea armatei, chiar vorbeam cu cei doi invitați pe care o să-i vi prezint, foarte puțini care au fost judecați, au fost achitați. Iată că se intră în ofițerii Ministerului Apărării Naționale care au acționat atunci. Stimați telespectatori, cei doi invitați din această seară sunt domnul Traian Orban, care activează în cadrul Memorialului Revoluției, domnul Marius Mioc, cunoscut odată ca un revoluționar activ și după Revoluție a spus, nu le țin exact, dar eu țin minte vreo două cărți despre acele momente. Bine ați venit la emisiune și haideți să pornesc o întrebare frontală așa. Sunteți mulțumiți acum, în acest moment, mai ales că ați militat permanent pentru pedepsirea acestor doi și cred că ați militat noastră și pentru mai mulți, dar cel puțin acum pentru ăștia doi vi s-a făcut dreptate. Sunteți mulțumit de această sentință? Această sentință aduce în fața opiniei publice românești ceasul adevărului, un moment al adevărului și al dreptății, după mai bine de 9 ani. După mai bine de 9 ani de tergiversări și amânări și încercări de amnistiere și încercări de amânare a ceea ce era normal să se întâmple, pedepsirea vinovaților. Această decizie, această hotărâre și pedeapsă afirmată la Curtea Supremă înseamnă de fapt deschiderea paginii pentru următoarele cadre militare sau din alte instituții care au făcut parte din aparatul de represiune din Timișoara, sub conducerea Partidului Comunist Român
a primului secretar a lui Ion Coman din partea CPX-ului. Sigur că există în subordinea acestor cadre o serie de ofițeri care au purtat ordinele criminale, care au dispus deschiderea focului și mulți din ei care chiar au tras. În Timișoara au existat multe puncte de represiune, mai multe zone pe care asociația noastră le-a marcat cu niște monumente pentru a nu se uita, și aceste zone au fost conduse de alți ofițeri, comandanți de dispozitive, care au dat ordine și în zonele respective s-au înregistrat morți și răniți. Domnule Marius Miu, când cărțile noastre ați deschis în amănunt, ce s-a petrecut atunci? Văzând această sentință, care este, zicem, părerea dumneavoastră? Sunteți mulțumit? Încă din 1990, prin manifestații de stradă, populația Timișorii a cerut tragerea la răspundere a celor care au dat ordin să reprime Revoluția. De fapt, încă din 1989, în cerile revoluționarilor, să amintesc, numai cunoscutul manifest A căzut tirania, era foarte clar scris acolo: cerem să fie trași la răspundere cei care au dat ordin să se tragă în popor. S-a cerut atunci în 1989, s-a cerut și în 1990 cu manifestații de stradă. Deci nu este un lucru, nu este o cerere care o inventăm acum, la 10 ani după Revoluție. Este ceea ce s-a cerut atunci. Este ceea ce poporul român a cerut atunci și ceea ce a cerut atunci sunt idealurile Revoluției care trebuie respectate. În 1990 atunci, am observat această încercare a autorităților, a guvernanților de a mușamaliza lucrurile, de a ascunde adevărul. Mă amintesc, în 1990 erau manifestați așa de stradă și guvernul Petre Roman, care era atunci, a fost silit să cedeze și a făcut o comisie guvernamentală pentru a încheta evenimentele din Timișoara. Manifestații pentru adevăr despre Revoluție au fost nu numai în Timișoara, au fost în mai multe orașe. Dar numai în Timișoara presiunea opiniei publice a fost suficient de puternică, de aceea guvernul de atunci a fost acedat numai pentru cazul Timișorii și a făcut o comisie de anchetă numai în Timișoara. Deci a adoptat politica de a face minimum de concesii opiniei publice în această privință și de a renunța la aceste concesii de îndată ce este posibil. Tot în 1990, după mineriada din iunie, comisia respectivă de anchetă a fost desființată, iar rapoartele ei au fost ascunse. Totuși, noi revoluționari și cei interesați au putut afla despre aceste rapoarte și știam foarte bine că cei care au fost condamnați recent de Curtea Supremă de Justiție erau nominalizați încă de atunci, din 1990, ca vinovați de reprimările din Timișoara. Am cerut prin presă, prin manifestații, în repetate rânduri, să se dea curs acelor rapoarte din 1990. Iată, cu atâta întârziere s-a făcut acest lucru. Mă întreb dacă această sentință va fi efectiv executată, pentru că suntem obișnuiți cu sentințe date în procesele legate de Revoluție, dar nu numai. Cred că e un lucru foarte generalizat. Dacă pune să îndoială acum că poate nu se va executa această sentință, nu va aștepta să se meargă mai departe, să se meargă către generalul Gheorghe Diaconescu, către fostul director al Spitalului Județean Ovidiu Golea, pentru care au mai fost implicați în acest dosar? Trebuie să se... Vă așteptați să se meargă mai departe sau credeți că aici este punctul final? Nu poate fi punctul final, sunt multe lucruri nelămurite. Să nu uităm, numai
Deci numai problema cu teroriștii în care nu s-a lămurit absolut nimic până acum. Haideți să nu amestecăm, domnul, să nu amestecăm puțin acum. Nu, deci în problema e problema revoluției. Deci că dacă noi să vorbim până la data de 18 sau până la data de 19. Dacă vom amesteca acum evenimentele după, deci petrecute în Timișoara până în 20 și după 20, o să vedem că ne amestecăm în oameni. Și o să vedem că chiar pentru acest lucru, unii dintre condamnații de astăzi au fost mult timp priviți ca eroi, sau poate chiar sunt eroi pentru ce s-a petrecut după 20. Dar, așa cum zicea un mare dictator, pentru merite ți se ridică statuie, pentru greșeli ți se taie capul. Eu cred că așa este și dumneavoastră acum, pentru greșeli, asta este, s-a tras în populație, acum îi împușcăm pe oamenii ăștia. Dar vedeți că după 20 și după 20, 22 au merite. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci să nu ne amestecăm cu teroriști. Nu, dar noi nu sunt de acord cu dumneavoastră referitor la merite după 22. După 22 a început acea luptă cu teroriștii și chiar condamnații de acum erau membri în acel prim guvern emanat, așa zis, emanația Revoluției din 22 decembrie 89 și și-au arogat acest merit că au luptat eroic de partea Revoluției împotriva teroriștilor. Ori noi în 10 ani de la Revoluție nu s-a găsit un terorist care să fie mort sau viu să poată fi arătat. Deci toată această luptă, eu pun la îndoială aceste meritele lor de după 22 decembrie, pentru că lupta aceasta pretins eroică cu teroriștii nu s-a dovedit, ori au fost teribil de ineficienți. Armata română a luptat cu un inamic, a pierdut oameni și n-a reușit să aibă niciun inamic prins, prizonier sau mort. Deci este o armată cu o capacitate de luptă extrem de scăzută și este foarte îngrijorător acest lucru. Ori toată ce s-a întâmplat după 22 a fost o scenare. Deci inventarea teroriștilor puneți pe seama celor care au tras până în 18? Deci cred că este o variantă care trebuie analizată, faptul că cei care au fost vinovați în prima perioadă a Revoluției pentru a își face uitate păcatele și au înșenat o situație din care ei să poată pretinde că au niște merite după 22. Cred că este o variantă care trebuie analizată. Da, și dacă se merge pe ideea asta, înseamnă că ne vom mai trezi cu câteva procese. Păi eu așa cred că ar trebui, au fost peste 1000 de morți atunci în 89. E normal să fie câteva procese pentru cei 1000 de morți. Pentru că ei au plătit acum Chițac cu Stănculescu, au plătit pentru cei 72 de morți, da, la Timișoara până în 22. Și 232 de răniți. Pentru că în Timișoara au fost 93 de morți oficiale cunoscute de procuratură. Și eu 72 știu, până în 18. Eu știu de 73 de procuratură și noi mai, la Asociația Memorială Revoluției mai avem încă vreo 3 nerecunoscute de procuratură ca morți până în 22. Deci e foarte clar că au fost pedepsiți. E foarte clar că a fost această delimitare făcută de instanță și au fost pedepsiți strict pentru ce a fost până în 22. Pentru ce a fost după 22 încă rămâne și au fost o mulțime de morți atunci. De fapt, majoritatea morților în Revoluție, nu la Timișoara, dar în țară, au fost după 22 și asta încă mai trebuie judecat și trebuie lămurit. Ce vreau să vă întreb? Ar vrea să vă răspund, domnul Iordache, la întrebare. Referitor la Diaconescu, Gheorghe Diaconescu, procurorul general adjunct, Golea. Și la doctorul Golea. Puterea fesenistă de după Revoluție, instalată, a elaborat în ianuarie 1990 un decret prin care amnistiază anumite fapte. Faptele la care a participat procurorul acesta Diaconescu, Ovidiu Golea, colonelul Nicolae Ghircoiaș și o întreagă echipă de lucrători ai Securității și ai Ministerului de Interne privitor la furtul de cadavre, interdicția de a vizita în spital a răniților și interdicția de a intra la morgă, a fost amnistiate. Deci aceste două persoane, prin decretul lege, au fost amnistiate. Ori ștergerea urmelor, crimelor din Timișoara, referitor la morți răniți, la groapa comună, la cei arși, la cadavrele dispărute și arse, cenușa aruncată, a fost un scenariu pregătit, premeditat, care nu poate fi încadrat într-o oarecare amnistiere, cum s-a făcut. Este un proces care trebuie reluat
o amnistiere care trebuie anulată, iar cei care au procedat în acest fel inadmisibil și inuman trebuie să dea socoteală, pentru că o simplă infracțiune de sustragere de documente referitoare la fișele medicale, la registrele de răniți, de protocol de tratament, la registrele de morți din morga spitalului, sustragerea acestora poate fi amnistiată, însă dispariția cadavrelor, arderea acestora, aruncarea cenușii, neanunțarea familiilor, sunt niște crime împotriva umanității care nu pot fi amnistiate. Eu vreau să vă mai spun un lucru. Vedeți, față de această sentință, se produce un fenomen și un sentiment ciudat. Aveți același sentiment de mulțumire și de satisfacție. Aici nu e vorba de satisfacție, e vorba de sentimentul dreptății, la urma urmei. Cu, deci noastră care evoluționari, care reprezentați pe cei care au murit, cu șeful adjunct al securității de atunci, era Dutinu, și cu majoritatea securiștilor, care permanent atunci în procesul lotului Timișoara au spus despre cei doi generali, despre Diaconescu, că ei ar fi de vină și ei trebuie să trăiască la răspundere, nu ei, nu securiștii, nu șefii, capii securității, care au stat bine mersi în sediu acolo și n-au scos pușca și n-au tras. Acum, în 1999, li se dă lor dreptate. Și lor dreptate. Nu e un fenomen ciudat la vorbe? Domnul Iordache, acești lucrători ai securității cunoaște fiecare foarte bine această chestiune, erau foarte bine documentați, aveau o întreagă rețea de informatori. Ei cunosc, de fapt, tot ce s-a întâmplat. Din declarațiile pe care la care v-ați referit, ale lui Radu Tinu, puteți să recunoașteți că erau bine informați, dar dânsul a afirmat că nu-și desconspiră informatorii și colaboratorii care i-au pus la dispoziție o întreagă bază de date. Noi îl invităm pe Radu Tinu și pe alți lucrători să dea pe față acum, după 10 ani, tot ceea ce s-a întâmplat. S-au filmat lucruri, s-au fotografiat și am putea lărgi baza de date pentru a ajuta justiția, parchetul, să-și facă datoria. Spunea Radu Tinu despre Atanasie Stănculescu. El este principalul vinovat pentru reprimarea sângeroasă a demonstranților în decembrie 1989 la Timișoara. Stănculescu era militarul cu cel mai înalt grad și cea mai înaltă funcție. Era pe atunci prim adjunct al ministrului apărării, deci avea toată puterea la Timișoara. Dacă se aplica legea, am fi rămas fără general în armată, pentru că cei care au fost făcuți general după decembrie 1989 sunt cei care au tras la Revoluție, afirma Tinu. Iată că ce afirma Radu Tinu în 1990 se condamnă astăzi. Nu suntem în pericol să rămânem fără general în armată. Armata română este vestită ca are o mulțime de generali. Deci, densitatea de generali în armata română este suficient de mare. Nu există asemenea pericol. Ce credeți acum când sunteți, deci cum am spus și mai înainte, pe aceeași poziție cu șefii securității, care au spus de 90 că nu sunt vinovați pentru reprimarea sângeroasă. Deci, sunt pe aceeași baricadă cu ei? Nu, deci eu nu urmăresc în mod deosebit pozițiile foștilor șefi ai securității. Încă din 90, eu cel puțin, și revoluționarii au avut o poziție, încă din 89, că cei care au tras să fie trași la răspundere, indiferent de unde sunt, armată, miliție, securitate, partid, ori de unde, coincidențele acestea nu le urmăresc în mod special și nu mi se pare relevante. Aș vrea să adaug la ce spune Marius, că cadrele securității nu și-au făcut atunci datoria. Pentru că atunci se afirma... Ce trebuie să facă ei? Vă spun, ca să-și facă datoria? Da, vă spun. Unitățile militare erau încunoștințate că asupra Timișorii și asupra României au apărut agenți străini, unități militare străine din Ungaria, de nu știu de unde. Ori acești lucrători ai securității nu au informat armata că de fapt aceștia sunt timișoreni, sunt localnici, care protestează împotriva
dictaturii împotriva comunismului, pentru democrație și libertate. Nu au spus, au tăcut și s-au complăcut în această dezinformare a cadrelor din armată, care au fost incitate la violență să tragă împotriva unor așa ziși agenți ai puterilor străine. Ori nu ei nefăcând aceasta, s-au făcut complici de fapt cu cei care au tras. Exista un comandament unic al unităților de miliție, de securitate, cu armata, cu gărzi patriotice, sub conducerea partidului. Toți sunt vinovați dacă nu au analizat la fața locului cine sunt cei care manifestă. Aș vrea să adaug la ceea ce spunea domnul Orban. După părerea mea, chiar dacă unii militari au fost dezinformați inițial că există dușmani ai poporului sau cei sunt în stradă, când au ajuns acolo în fața manifestanților, ei nu puteau să nu audă lozincile manifestanților, jos Ceaușescu, libertate, români veniți cu noi, cântecul deșteapte române care se cânta de către manifestanți. Deci chiar și aceia care eventual să zicem că au fost dezinformați inițial, când ajungeau la fața locului, au văzut foarte bine cu cine au de face și totuși s-a tras în populație. S-a tras în populație știind foarte bine că se trage în populația Timișorii, în români, s-a vărsat sânge românesc. Și partea tristă este că acei care au fost vinovați de vărsare de sânge românesc au fost declarați de către o propagandă, s-a încercat chiar să se declare că aceștia sunt eroi naționali. Să amintesc numai de generalul Milea, ministrul apărării naționale, este mort. Numele lui este purtat de străzi în București, în Pitești, în alte orașe ale țării. El a dat ordin să se tragă în Timișoara, este un lucru cunoscut și totuși este în continuare de considerat, prin faptul că este numele lui purtat de străzi din diferite orașe, un erou național. Îmi amintesc că în 1990 chiar era emisiunea aceea televizată între Ion Iliescu, Rațiu și Câmpianu. Și moderatorul de atunci, Emanuel Valeriu, se discuta despre punctul 8 al proclamației de la Timișoara și a venit cu acest exemplu. Iată cazul Milea, a fost un nomenclaturist, deci după punctul 8 nu se încadrează cu punctul de la Timișoara, dar deși nomenclaturist a fost erou. Și ceea ce m-a revoltat pe mine, nu faptul că independentul și echidistantul Emanuel Valeriu a venit cu această dezinformare, dar că acei doi pretinși reprezentanți ai anticomuniștilor, Rațu și Câmpianu, nici unul nu a dat o replică la acest lucru. Și iată, suntem la 10 ani după Revoluție, putem spune la început că au fost așa zis și neocriptocomuniști care au preluat puterea, au încercat să declare pe criminali în decembrie 89 drept eroi naționali, dar acum sunt la putere cei care se declară anticomuniști. Și totuși, criminalii din decembrie 89, cum este cazul concret Vasile Milea, sunt în continuare considerați eroi naționali în orașe, cum e Bucureștiul, unde primăria este în mâna celor pretinși anticomuniști. Da, un aspect deosebit, care, da, trebuie să remarcăm. Și domnule meu, că aș dori să ne înțelegem. Vedeți, dacă în 90, și aducem bine, aminte noastră, personal, dar revoluționarii cereau condamnarea, poate cereau doar aflarea adevărului, doreau aflarea adevărului. Ei, în timp, discursul ăsta revoluționarilor, discursul acesta revoluționarilor a devenit răzbunător, a devenit din ce în ce mai dur, a devenit, poate cred că acest lucru a făcut să se ascundă oamenii, să fie mai cu teamă. S-a cerut, bineînțeles, capul acestor oameni care, vedeți dumneavoastră, acum după ce am ajuns să vorbim liber într-o clădire care acum 10 ani știți ce era pe aici, vedeți, suntem mai deschiși. Și totuși revoluționarii sunt cu o cerere care înfricoșează. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu s-a radicalizat celele în timp ale revoluționarilor. Luați manifestul A căzut Tirania, care a fost epăit în decembrie 89, și veți vedea acolo această cerere
de tragerea la răspundere a celor care au dat ori să tragă în popor. Deci atunci, în decembrie 89, noi nu venim după nu știu câți ani de la Revoluție cu altceva decât am spus atunci. Eu cel puțin spun acum exact ce a fost în decembrie 89, nu vin cu idei noi acum, nu-mi permit la 10 ani după Revoluție să vin cu idei noi să le spun că alea sunt idealurile Revoluției. Exact ce a fost în decembrie 89, exact aia spunem. Nu li se pot acorda circumstanțe atenuante niciunui om implicat, nici securiștilor, nici militarilor, nici militari și ei erau securiști, nici ofițerilor din armată. Adică circumstanțe atenuante se pot cere la proces pe baza unor dovezi, când se face proces, se face justiție, în cadrul procesului inculpații pot cere circumstanțe atenuante dacă au documente și martori și dovezi în acest sens. Dar se pare că mulți dintre ei numai vorbesc că au circumstanțe atenuante, se pare că nu prea pot să dovedească în cadrul unui proces acest lucru. Este adevărat că, uitați, chiar ei, între ei, s-au acuzat și au dezvăluit că, uite, Chițac susținea Coman la proces acum, a ridicat de la Comitetul Județean al PCR o ladă de granate despre care i-a spus că nu sunt nocive și că le va folosi la nevoie asupra manifestanților doar ca să-i sperie. Deci Coman dă declarație din partea acuzării împotriva lui Chițac. Zicea un alt martor, Ilie Matei, fost secretar, ultimul secretar, de tristă amintire, că pentru ce s-a întâmplat atunci la Timișoara în decembrie 1989 sunt vinovați Comandul Suprem al Armatei atunci Nicolae Ceaușescu și ministrul apărării Vasile Milea. Altă declarație. Cred că nu mai este un secret cine a tras la Timișoara atâta timp cât armata de atunci a consumat peste 90.000 de cartușe, afirma același Ilie Matei. Deci vedeți, dacă ne uităm bine în declarațiile unor oameni importanți la vremea aceea, toate drumurile duc la armat. Consider chiar dumneavoastră, acum mă scuzați puțin mai o secundă, dumneavoastră, la dumneavoastră memorarul durerii, memorarul Revoluției, aveți pe două ziduri, două panouri mari cu niște liste de ofițeri pe care dumneavoastră îi considerați vinovați sau implicați în reprimarea sângeroasă. Credeți că trebuie să se meargă în continuare pe lista asta, pe listele acelea? Aș vrea prima dată să vă răspund la întrebările respective și să adaug la ce a spus Marius. Deci, pe lângă faptul că torționarii, executanții de ordine, ordonatorii de ordine, de ordine criminale, și-au făcut, în ghilimele, datoria, procesul respectiv soldându-se cu morți și cu răniți, vreau să vă spun că generalul Milea a devenit erou național, iar cadrele respective au fost avansate odată, de două ori și chiar de trei ori la excepțional în această perioadă. Aceste cadre dețin actualmente funcții importante în structurile la diferite nivele în armată. Repet acest lucru pentru că tot acești oameni se împotrivesc aflării adevărului. Acum, referitor la ceea ce a spus, declarația lui Ilie Matei, ale lui Ion Coman, aceștia încearcă să se disculpe de faptul că din teleconferința lui Nicolae Ceaușescu din 17 decembrie rezultă că unde sunt generalii care au venit la Timișoara, că sunt la divizie, a întrebat de ce nu sunt la Comitetul Central, la Comitetul Județean, unde trebuie să fie comanda, a fost întrebat Ion Coman de ce nu se execută ordinele, de ce nu vin acolo și de ce nu se trage. Iar domnul Coman a afirmat că vor veni, sunt chemați acolo și că deja se trage. Deci domnul Coman nu este lipsit de culpă, pentru că în ziua de 17, în jurul orei 17, când a ajuns în Timișoara, nu a făcut nimic ca să împiedice măcelul. Primul secretar Ilie Matei nu a făcut nimic ca să împiedice măcelul din 17
decembrie. Radu Bălan, care a fost primul secretar, nu a făcut nimic să împiedice măcelul, ci toți au aprobat măsurile hotărâte de Nicolae Ceaușescu. Iar cadrele din armată, respectiv generalii Stănculescu, au venit cu această misiune clară de a face ordine în Timișoara. Și și-au făcut datoria. Deci, într-un caz, într-o problemă, într-un proces, fiecare încearcă să se disculpe, aruncând responsabilitatea asupra altuia. Toți au o responsabilitate, a existat un comandament unic pe care l-a condus partidul, acest general, acest coman și mulți alții care și-au făcut chipurile datoria ucigând oameni, nevinovați, români, tineri, femei, bărbați, copii. Această